Iar ce hâță-i? Nu pot. Nu stai normal. Bine că stau. Relaxat, așa. Este pentru prima dată când voi participa la asemenea concurs. Este pentru prima dată când voi fi evaluată de către jurați competenți și care sunt din domeniul muzicii. Bă, și cu filozofeala asta. E simplu. Eu spun normal. Eu nu... Cristina! Haide, Cristina! Jurați competenți din domeniul muzicii. Deci, ascult, nu știu ce spun. Nu, de ce ești așa emoționat? Eu simplu, dacă am început să vorbesc, nu-mi place să fiu întreruptă. Ia că sunt frumoasă ca o zână. Vai, scuze-mă, nu am văzut să zic. Arată-mă, rostii că eu te iubesc. Cine urmează? Eu? Eu, mă! Ia, mă! Tu, mă! Ei! Bună seara! Am 21 de ani. Și te cheamă? Și mă cheamă Cristina Germanski. Cristina! Nu mai trage de el, că e frumos decolteul. Lasă-l acum. Ce faci? Am foarte mari emoții. De ce? Draga mea! Du-te și bărbătează! Sunt pregătit pentru momente de genul ăsta. De acasă mi-am zis, dacă vine o frumoasă blondă îmbrăcată în roșu, trebuie să-i șterg personal lacrimile. Uită-te în sus. Stă foarte bine rochia asta roșie. Mulțumesc frumos. Păi de ce te-ai emoționat? M-am văzut pe voi. Dar așa e plângăceasă și acasă? Nu. De exemplu, nu mi-a ieșit omleta. Nu. Mai întreabă despre ce mai face cu dragoste? Da, cu dragoste acum stai. Așa bine. Așa bine. Cum se consa? Așa bine. Se-sisesa. Am prieten. E în backstage? Păi și de ce n-a venit? Era o zi importantă pentru tine. Sigur că da. Din păcate este plecat într-o deplasare. Ah. Ce ai pregătit pentru astăzi? Am pregătit piesa Listen de Beyoncé. Ascultă! Listen!